Internetul este plin de animale drăgălașe, cum e ăsta, și ăsta, și ăsta, și... ok, adevărul este că natura e plină de animale urâte. Iată 8 dintre ele. Acest tip de maimuță este renumită pentru nasul ei imens, precum și burta umflată care o face să semene cu nenea ăla care stă în fața blocului și joacă table toată ziua. Dar înainte să-l arătați cu degetul și să brâdeți de el, ar trebui să știți că în lumea acestor maimuțe, nasul mare este esențial pentru atracția sexuală. Femelele căutând mascul cu nas cât se poate de mare. Și știu ce vă întrebați? Este adevărat că animalele cu nasul mare au și altceva mare? Nu. Nu este adevărat. Această monstruozitate marină locuiește la peste un kilometru sub nivelul mării. În cap are un membru care produce lumină pentru că acolo pe unde umblă este complet întuneric fiind extrem de adânc. Alte vietăți care o ard și ele pe acolo sunt atrase de lumină în speranța că poate își fac și ele un prieten și fix când se apropie de sursa luminii plin de entuziasm și speranță, văd asta. Măcar spaima lor nu durează prea mult pentru că vor fi mâncați aproape instant de acest pește satanic, care pe lângă faptul că este înfiorător este și extrem de dubios. Deci pe bune, dacă ați ști cum se reproduce, dar asta o păstrăm pentru alt film. Acest animal se numește cârtiță șobolan dezbrăcat și nu este nici cârtiță, nici șobolan, dar este într-adevăr dezbrăcat, ca toate animalele din lume, de altfel. Deși pielea și părul lor nebun ne aduc aminte de orice altceva, dar nu de un animal, acestea sunt creaturi foarte sociale care trăiesc sub pământ în colonii de zeci de indivizi cu ranguri bine stabilite. Deși urâte, aceste animale sunt extrem de interesante și bine dotate cu tot felul de abilități speciale. Acestea nu simt deloc numeroase tipuri de durere. Sperăm că asta include și durerea emoțională, deoarece sunt cu siguranță unele dintre cele mai batjocorite animale din lume. Acest animal se numește Ai-Ai și se găsește în exclusivitate în Madagascar. Iar dacă ați văzut filmul cu același nume, atunci este posibil să țineți minte reprezentat cam așa. Dar în realitate, el arată cam așa. Ai-Ai-ul este un fel de lemur care pe lângă urâțenie este renumit pentru degetul său mijlociu, care este extrem de lung și extrem de subțire. Exact ca un om care își lasă unghia de la degetul mic să crească pentru a-l ajuta la diverse sarcini, cum ar fi scărpinatul sau înșurubatul. În același mod, Ai-Ai-ul a evoluat să aibă un deget lung și subțire care îl ajută să se hrănească. Din nefericire, acest animal este pe cale de dispariție deoarece localnicii îl consideră un demon și dacă Ai-Ai-ul le arată degetul mijlociu, atunci aceștia încearcă neapărat să-l omoare. Un obicei care se întâmplă câteodată și la noi. Acest animal se numește porc de mare, dar nu este niciun fel înrudit cu porcul. El este de fapt o specie de castravete de mare, dar nu, nici cu castravetele nu este înrudit. Această creatură semi-transparentă a fost inclusă aici pentru aspectul ei mega dubios, pentru faptul că mănâncă mortăciuni, pentru mânuțele de bebeluși ce par să iasă din gură și, nu în ultimul rând, pentru textura sa gelatinoasă, datorită căreia acest animal este plin de bacterii, paraziți și crustacee care se înfing în corpul lui și locuiesc acolo pentru toată viața, hrănindu-se încet încet cu carne de porc de mare. Tarsierul filipinez este una dintre cele mai mici primate din lume, precum și una dintre cele mai mirate animale din lume. Are cei mai mari ochi în raport cu corpul dintre toate vietățile, fiecare dintre ochii lui fiind mai mare decât creierul, și din acest motiv nu prea poate să îi miște, ceea ce înseamnă că pentru a se uita în jur, tarsierul își învârte capul cu totul, 360 de grade. Deși e mic, acest animal este singura primată care este în exclusivitate carnivor, consumând animăluțe mici pe care probabil le sperie până la moarte uitându-se intens la ele. Cârtița cu nasul stea a dobândit acest nume pentru că are un nas îngrozitor de urât care nu seamănă deloc cu o stea. În schimb, acest animal arată ca și cum cineva l-a strâns în brațe mult prea tare. Restul animalului arată decent, doar nasul arată ca ceva dintr-o poveste de speriat copii, dar acesta este un organ extrem de dezvoltat și folositor. Cârtița este practic oarbă, folosindu-se de nasul ei pentru a naviga în mediul înconjurător, prin miros, dar și prin simțul tactil al milioanelor de terminații nervoase ce se găsesc acolo. Nu știu voi, dar mie nu mi-ar plăcea deloc să fiu mirosit de animalul ăsta. Până la urmă, gusturile nu se discută. Frumusețea, precum și urâțenia, sunt subiective, dar creatura de pe locul întâi pare să fie regele indisputabil al animalelor urâte. Acesta apare pe prima poziție în toate topurile de acest fel de pe internet și dacă doar cauți animal urât, vei găsi... asta.
Se cheamă pește gelatinos, mă întreb de ce, și o să vă las câteva secunde să îl admirați în întreaga sa splendoare, inclusiv dâra asta de ceva verde care curge din colțul gurii. Genial! Expresia de pe fața acestui animal spune tot. Aproape zici că e conștient de cum arată și își cam cere scuze. Dar ca să fim sinceri, acest animal arată așa de turtit doar pentru că este scos din mediul său natural. Dacă îl băgăm în apă, ar arăta mai ok. Lasă, nimic. Dacă vreți să vedeți și alte animale urâte, ne puteți urmări pe pagina de Facebook unde punem ocazional poze cu noi. Pagina se cheamă Far Production în România. De asemenea, nu uitați să dați like și share și, bineînțeles, să apăsați pe butonul mare și roșu de subscribe pentru a vă abona la canalul nostru. Între timp, puteți să urmăriți chiar și acum alte filme top 8 apăsând pe anotațiile de pe ecran.